din clasele a doua, a patra și a șasea intră în febra examenelor. Acestea sunt programate să se desfășoare în perioada 18 mai 3 iunie. Pe 20 mai va avea loc proba la matematică, iar elevii aparținând minorităților naționale vor putea susține proba scrisă la limba maternă pe 21 mai și cea la citit pe 22 mai. Evaluarea competențelor dobândite în ciclu primar la finalul clasei A4 -a, va începe pe data de 26 mai cu proba la limba română. Ea va fi urmată pe 27 mai de proba la matematică, iar pe 28 mai de proba la limba maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale. Ultima evaluare a competențelor, cea la clasa A6, -a, va începe în 2 iunie cu proba de limbă și comunicare. Pe 3 iunie va avea loc proba la matematică și științe ale naturii. Potrivi metodologia aprobate prin ordin de ministru, testele trebuie să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu să aibă un nivel mediu de dificultate. Testele au un format asemănător cu cel al evaluarilor internaționale. Testele elaborate pentru clasa 2 a doua vizează evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise, evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea competențelor de matematică. Testele elaborate pentru clasa 4 -a vizează evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română și evaluarea competențelor de matematică.